seara, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știri. Să vedem pentru început care sunt principalele subiecte ale zilei. Vești bune pentru vitezoman. Prefectul își propune să mărească viteza maximă în localitățile străbătute de DN17. Atenție la excrocherii, în special cele legate de mașinile de cusut. Mulți bistrițeni și-au pierdut bani frumoși din dorința de a se îmbogăți rapid. Seceta din această vară a făcut ca producția de cereale să scadă considerabil, așa că la toamnă vom avea produse mai scumpe. Excrocheria de tip Zinger s-a extins și în județul nostru. Înșelătoria se bazează pe un anunț publicitar care prezintă un eventual cumpărător de mașini de cusut. Acesta se arată dispus să plătească până la 50.000 de euro pentru un astfel de aparat. Modul de operare este unul pe cât de complex, pe atât de întâlnit în cazul escrocheriilor. Persoana de contact, care pretinde a fi managerul unei firme germane, spune că oferă suma de bani pentru mașina de cusut numai în cazul în care aceasta este adusă împreună cu o altă mașină care să aibă o serie de fabricație complementară. Mai apoi, așa zisul manager, oferă datele de contact ale unei persoane terțe care deține o astfel de mașină și care o vinde cu 15.000 de lei. Până la urmă, păgubitul își dă seama că totul a fost o țeapă și în loc să câștige bani repede și ușor, s-a ales cu o pagubă de până la 6.000 de dolari. Poliția vă sfătuiește să fiți precauți în ceea ce privește acest tip de înșelătorii. Deoarece modul de operare pentru acest tip de infracțiuni este foarte bine gândit, păgubitul fiindu-i foarte greu să demonstreze faptul că a fost înșelat, cel mai înțelept lucru pe care cei care ar putea fi tentați de astfel de afaceri pot să-l facă este să fie precauți. Dacă au astfel de mașini de cusut și doresc să facă bani mulți și repede, fiind tentați de sumele de bani mari oferite, trebuie să vă prevenim că puteți fi victima unei înșelăciuni. De obicei, infractorii propun potențialului păgubit un ritm alert de acțiune pentru a nu apuca să gândească toate aspectele unei astfel de afaceri. De aceea, vă mai recomandăm să nu încercați să câștigați bani mulți și rapid din astfel de afaceri păguboase și să încercați să rețineți cât mai multe date de identitate ale persoanei care vă contactează în acest scop. Atenție la țepe, nu vă lăsați înșelați de instinctul de a face bani repede și ușor, pentru că veți fi cu siguranță păcăliți și în loc să vă îmbogățiți, vă veți alege doar cu o gaură în portofel. Nereguli pe drumul național 17. Prefectul județului Cristian Florian a anunțat că în urma unui control pe care l-a desfășurat în legătură cu lucrările de modernizare a drumului național, a constatat o serie de probleme pe care dorește să le rezolve în cel mai scurt timp. Primul drum național modernizat integral de care va dispune județul nostru va fi gata până la finele acestui an. Cu toate acestea, problemele apărute pe durata executării lucrărilor trebuie să fie cât mai repede soluționate pentru a nu încetini ritmul de lucru. Cunoaștem cu toții că accidentele rutiere sunt un fenomen în țara noastră. Sunt foarte multe, o parte dintre ele cauzate de lipsa unei infrastructuri adecvate, dar și de lipsa unei educații rutiere a participanților la trasă. Pentru analizarea lucrărilor și identificarea problemelor majore apărute pe DN17 s-a hotărât crearea unei comisii mixte în cadrul prefecturii. Drum modern în județul nostru. Am convocat ieri o ședință de lucru în care au fost invitați primarii comunilor care se situează de-a lungul acestui drum național, șefii posturilor de poliție, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean, reprezentantul drumurilor naționale și reprezentantul firmelor de consultanță. Reabilitarea acestui drum, desigur, pe lângă beneficiile care ne le va aduce la sfârșitul lucrărilor, a cauzat și unele probleme. Un prim punct dezbătut în ședința de ieri a fost cel legat de lipsa marcajelor
și a semnalizării adecvate pe porțiunea de drum despre pasul Tiuța. Am pus în atenția firmei de consultanță să facă de urgență o adresă către constructor pentru a remedia aceste deficiențe. Greșelile de proiectare sau cele de execuție a lucrărilor se referă în special la lipsa trotuarelor sau la infiltrările de apă în casele oamenilor din cauza ridicării nivelului șoselei. Dacă în unele zone se constată lipsa trotuarelor, cu alte cuvinte, pietonii vor fi obligați să circule pe partea carosabilă punându-și viața în pericol, în alte părți, datorită ridicării acostamentului, se produc acumulări de apă în curții oamenilor, atunci când plouă. În vederea remedierii acestor probleme, care pot fi cauzate fie de lipsa executării unor lucrări pe care constructorul trebuia să le execute, fie de omisiuni de proiectare, am hotărât convocarea unei comisii mixte, care să verifice de la un capăt la altul al județului toate aceste probleme, să le inventarieze pentru ca ulterior să vedem cum le putem rezolva. Această comisie o voi numi chiar azi, prin ordin al prefectului. Activitatea acestei comisii se va întinde pe cursul unei săptămâni, astfel încât, la sfârșitul săptămânii următoare, să avem un inventar a tuturor problemelor pe care reabilitarea acestui drum național le-a cauzat. Urmând ca ulterior să vedem cum le putem rezolva. De asemenea, prefectul Cristian Florian s-a declarat nemulțumit și de traficul rutier din această zonă. Căruțele și bicicletele nu circulă corespunzător și reprezintă un adevărat pericol rutier pentru șoferi. Legislația în vigoare interzice circulația acestora pe drumul național, PN17. Bine, dar noi în județ circulația căruțelor este un fenomen. Până acum nu li s-a atras atenția acestor participanți la trafic, că le este interzis, sau măcar dacă o fac, să o facă cu respectarea anumitor reguli de bun simț, aș putea să spun. Veste reflectorizantă, să circule cât mai aproape de acostament și nu pe mijlocul drumului. Primarii sau domnii primari s-au arătat interesați de ceea ce le-am cerut și chiar am făcut o solicitare ca în următoarele ședințe de Consiliu Local, pe ordinea de zi, să fie și un astfel de punct în care se trateze circulația căruțelor, circulația bicicletelor și a utilajelor agricole pe porțiunile de drum național. Cred că este nevoie de o educare, în primul și în primul rând, înainte de a fi sancționați acești participanți la trafic. Pentru că până acum nu li s-a pus în vedere aspecte pe care adineaur l-am enumerat și cred că este nevoie. În plus, prefectura are în vedere și mărirea limitei de viteză pe unele porțiuni de pe DN17 în interiorul localităților, acolo unde condițiile vor permite, de la 50 de km la oră la 60 sau chiar 70 de km la oră.